Costa a citit și declarația, Costa se începe, da. Costa se închide. Cine este frate? El a fost și Omega. Serios. Pe bune. Asta e minoritățile izraeliene. Asta e vechstea. Nu, el a citit declarația parlamentului. Se pare normal, citesc eu? Atâta de cuvânt al parlamentului. Care acțiunile să înlocuiască cuvintele și fanteziile. Poate că este interesat de analizat chiar și în alt context. Ce de comentat. Raportarea din mass media, mai ales internațională, pe care se evită insistent folosirea cuvântului terorism atunci când se vorbește de Hamas. În acest moment, statul Israel luptă pentru fiecare dintre noi și nu doar pentru apărarea Ucrainei. Incredibil. Aceea e retorica la Ucraina. Care a încercat să distrugă poporul evreu. Păi om bun, nu condamnăm Israelul, condamnăm terorismul, dar să faceți aceeași retorică ca și cu Ucraina. Peste 3.000 de răniți și numărul crește în continuare, 150 de ostatici răniți și numărul crește în continuare. Dar toate aceste cifre, în realitate, nu înseamnă nimic. Se evită din nou, insistent, a fost recomandat și mie, că nu este potrivit sau nimerit să se menționeze exact ceea ce s-a întâmplat acolo. Dar este singurul mod în care putem înțelege cu adevărat. Bebeluși care au fost uciși și lăsați pe stradă de acești așa zis militanți. 30 au fost găsiți doar ieri. Familii întregi masacrate nediscriminatoriu. Tineri, bătrâni, sănătoși, bolnavi, cu handicap sau fără handicap, nimic nu a contat. Sute de femei care au fost violate înainte de a fi ucise și batjocorite în public. Copiii de 3 ani care au fost scoși din casele lor în cuști și târâți de mașini în acel teritoriu blestemat. Iar aceste lucruri sunt doar partea bună, cu ghilimele de rigoare, a ceea ce s-a întâmplat. Aceasta este realitatea consemnată. Ar fi o experiență interesantă să realizăm că acești oameni ar fi putut să fie bunicii noștri, părinții noștri, frații sau copiii noștri. Nu uitați acest lucru. Sunt tată la două fetițe de 3 ani. Și nu mai pot scoate din cap imaginea cu acel copil blond care a fost târât într-o cușcă. Vreau să salut în mod special prezența în sala ambasadorului statului Israel, excelența sa domnul Rovan Azar și a doamnei Rachel Azar, știind mai ales că și copiii domnilor lor au fost convocați înapoi în Israel și se întreabă spre front pentru a apăra statul Israel. Vreau de asemenea să evidențiez și să mulțumesc în același timp pentru faptul că în această sală, la ședința de astăzi, se află președinții tuturor partidelor parlamentare din România, întreaga conducere politică a țării. Vă mulțumesc din suflet pentru acest gest deosebit pe care îl fac. Federația Comunităților Evreiești din România este alături de statul Israel și de fiecare victimă a acestor acțiuni criminale. Dar mai ales suntem solidari cu toți cei care luptă în aceste clipe pentru a apăra evreii, dar mai ales democrația din întreaga lume. Sunt trist, sunt îndurerat și simt că sufletul meu a fost sfârșiat. De câteva zile, de fiecare dată când telefonul îmi sună, mă gândesc că voi fi anunțat că am pierdut un membru al familiei sau un prieten. Și de zile în șir, de fiecare dată, când ceva din nu răspunde la telefon. Lucrul
lucruri care altădată păreau normale, care păreau întâmplătoare. Cu toate acestea, nu sunt îngrijorat pentru statul Israel. Răspunsul cel mai bun din partea poporului evreu, doamnelor și domnilor, este istoria. De-a lungul a mii de ani, din nou și din nou, cineva sau altcineva a încercat să distrugă și să șteargă din existență poporul evreu. Au eșuat de fiecare dată și au dispărut ei din istorie. Așa se va întâmpla și acum. Hamas și toate celelalte organizații teroriste nu vor reuși să ne înfricoșeze. Suntem aici, vom continua să fim aici, iar poporul evreu va învinge. Lehi Medinat Israel, am Israel Haim. Vă mulțumesc!